Dimineața asta, iubiților, să vă spun câteva lucruri despre familie. În primul rând, trebuie să retușez ceva eu la viața mea și fiecare dintre noi să retușem ceva la viața noastră. Că de ce am venit? O să vă citesc un singur verset pentru că vreau să fiu repede și fratele Vladimir să aibă după aceea mesajul pe care dânsul l-a pregătit. Și versetul se află în Proverbele, în capitolul 5 cu 15. Și un singur verset. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Amin. Vreau să încep cu o întrebare. Ați băut vreodată apă otrăvită? Ați bea dintr-un pahar care e 99% apă și 1% cianură? Ați bea? N-ați bea. Din nefericire, familiile sunt de dimineața până seara otrăvite. Sunt otrăvite de știri, sunt otrăvite de televiziuni, sunt otrăvite de comportamentul nostru. Și otrava este din ce în ce mai mult. În România vedem familii care mai mult se despart decât să fie unite. Degeaba unii își declară jurământ numai acolo în ziua aceea de nuntă, că după aceea jurămintele toate acestea se duc. În România vedem foarte multe familii care sunt nefericite chiar și de a doua zi de nuntă. Vedem de multe ori femei care încă se mai duc prin gară cu camioane, plânse, seara mușcă din pernă și de dimineața până seara poveștile lor nu sunt cu happy end. Eu stau, sunt între puținii bărbați într-un grup destul de mare de femei acolo unde lucrez și de dimineața până seara eu le aud cum se vait și toate problemele pe care și le aduc și familii care sunt eșuate. Și diavolul de fapt dorește ca noi să eșuăm. Eu mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră și sunteți aici familii binecuvântate de Dumnezeu și așa cum ați auzit, familiile au probleme. Că m-am gândit pe bancă, biserica are tot timpul probleme. Așa ne văităm și ne lamentăm câte probleme, zice, se mai întâmplă în biserici. Păi tocmai de-aia e biserică, să rezolve problemele. Nu tribunalul le rezolvă, nu filozofia le rezolvă, nu școala rezolvă problemele, ci problemele le rezolvă biserica. Nu mai e apărată familia de nicăieri. A venit un tip pletos acum care a fost cu mine la facultate, nu-i dau numele aici, mai ales că se filmează, și vă spun, a venit și l-am văzut într-o seară, venea să spună că în România noi nu suntem de acord cu știți dumneavoastră ce familii, nu de uniune consensuală, ci de familiile unde se căsătorește Gheorghe cu Ion sau Maria cu Ileana. Au început în România și o să vedeți, acum în anul, luna februarie, de Valentine's Day, la un liceu laic din București, au venit o adunătură, să le spun așa, de homosexuali care au făcut mare propagandă în școli. Și o să vedeți dumneavoastră cum o să fie familia tratată mai târziu. O să ajungem până la urmă că nu mai avem curaj nici să vorbim prin biserici cum trebuie să fie o familie corectă, pentru că vin ceilalți de afară. Ați văzut că în buletinele copiilor dumneavoastră nu mai scrie Ion și Gheorghe și Maria, era să zic Ion și Gheorghe. Ați văzut că în buletinele noastre nu mai scrie la copii acolo numele părinților? Știți de ce, nu? E, familia asta, dumneavoastră, trebuie să o apărați și noi trebuie să o apărăm. Trebuie să ne ridicăm și să apărăm familia în România și acolo unde ne-a pus Dumnezeu. Noi trebuie să le arătăm oamenilor cum trebuie să fie o familie normală și o familie corectă. Și eu asta îmi doresc. Nu vin aici să vă fac nu știu ce teologii și să vă spun lucruri foarte de doctrină și foarte adânci, dar dumneavoastră știți, aveți o familie și să o duceți până la capăt, să fie chiar și campioană. Haideți să vedem acum, vreau să văd cu ajutorul Dumnezeu împreună cu dumneavoastră, cum putem să păstrăm apa proaspătă în familie. Pentru că diavolul vine și ne aruncă de fiecare dată cât un pic de cianură. Numai să nu fim fericiți. De dimineață, cum te-ai sculat, diavolul îți spune, este pantalonul, cum ar fi în triajul din Ploiești cu 9 dungi la are 9 dungi călcate, să te superi pe soție, că a făcut nu știu ce, că ai uitat nu știu ce lucru, că dimineața la biserică ea întârzie sau el întârzie, că suntem neatenți. Și asta tocmai ca noi să nu fim fericiți. E adevărat că ați ridicat toți mâinile aici, că suntem fericiți cu familiile pe care le avem, dar diavolul vrea din potrivă să ne facă să fim nefericiți. Vreau să vedem câteva lucruri, de ce nu suntem fericiți, ce ar trebui să facă o femeie și ce ar trebui să facă un bărbat. Și e destul de simplu. Și în dimineața asta eu decât pe două idei vreau să merg. Prima idee este lipsa de respect față de soț. Respectul trebuie să înțelegem, îl spun că așa spune Pavel în Biblie, în Efeseni, întâi vorbește femeii și după aceea bărbatului. Respectul înseamnă supunere cu dragoste.
Dumnezeu a creat un bărbat care are mai puțin, să zic, acest sentiment, dar el își dorește ca să fie respectat. Bărbatul respectă mai puțin decât o femeie, dar el își dorește ca să fie respectat, pentru că bărbații își doresc ca să fie onorați. Când este onorat de o soție, oriunde s-ar duce în lume, el se simte bine. Dacă privim tinerii înainte de nuntă, vedeți cum se respectă și ce frumos își vorbesc. Și după căsătorie, respectul acesta dispare și dintr-o parte și din alta. Spunea un proverb rus, zice, toate fetele sunt bune, dar de ce sunt atâtea neveste rele? Cum, adică fetele bune dintr-o dată devin niște cucoane mai acrite? Cum dintr-o dată devin niște persoane fără respect? Și vedem câteva lucruri. În primul rând, din obișnuință. Pentru că începem să ne obișnuim unul cu altul și după aceea se pierde respectul. Se pierde respectul și se zice că obișnuința este a doua natură. Când te obișnuiești cu el, după aceea începi să spui, oh, dar ce mototol ești, mă uitat. Bă, dar tu nu ești în stare să bați un cui. Oh, dar n-ai făcut cu tare lucru, dar n-ai văzut cum era ăla îmbrăcat. Și așa cum zicea fratele Vladimir, dar n-ai văzut că i-a adus un Mercedes. Dar zice, tu mie ce vin fiecare seară cu sufertașul acasă. Și femeile din nefericire stă cu ochii, multe dintre ele, pe televizoare, pe telenovele și acolo văd numai Jose Armando, numai oameni care vin călare, numai cu mașini, numai cu avioane. Și când ajunge soțul acasă, nu știu, scăpa de undeva după sub niște mașini, cu șalopetele murdare, după un șantier, el nu mai este la fel de manierat. Și dintr-o dată, ea trăiește cu chestia aceea din telenovelă și nu-i mai dă onoarea care îi se cuvine. Nu se mai roagă pentru soț, nu mai postește pentru el, nu mai comunică. De multe ori femeile devin cicălitoare. Fratele Vladimir a spus aici despre faptul că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Și noi bărbații, suntem ca un computer. Computerul are mai multe fișiere. Dacă deschizi un fișier, acolo operezi. După aceea intri în alt fișier și pe ăsta îl închizi. Femeile, în schimb, au mintea ca un șifonier fără sertare. Uitați-vă, nu vreau acum să jignesc pe nimeni, dar uitați-vă în gențile femeilor și vedeți câte lucruri sunt acolo puse toate la grămadă și uitați-vă în geanta mea sau fratele Vladimir sau altcineva să vedeți câte avem. Femeia are, de ce vă spun asta, este psihologic, nu vă spun că e o chestie la mișto. Femeia are mintea ca un șifonier fără sertare și o femeie poate să sară imediat dintr-o problemă în altă. Eu dacă sunt în biserică, eu mă gândesc numai la biserică. Dacă m-am dus acasă, am vorbit cu cineva pe drum, mă gândesc la ce a vorbit el. Dacă mi s-a stricat mașina după ce am dus-o acasă, nu mă mai gândesc la mașină și tot așa. În schimb, femeile le au toate de colo până colo alandala și după aceea încep să le spună pe toate. Și bărbații, trebuie să înțelegeți dumneavoastră, surorile, că noi nu suntem femei, noi suntem bărbați. Și bărbații, când am vorbit cu fratele Vladimir și m-am întâlnit cu soția mea. Eu am închis fișierul ce am vorbit cu fratele Vladimir. Ea curioasă zice, dar ce a zis? Dar ce a spus? Eu nu mai sunt atent acolo. Eu de foarte multe ori scriu predicile sau articole la calculator și soția mea aici își poate să confirme. Te rog frumos să cumperi nu știu ce, să te duci în Kaufland, să iei aia, să iei aia. Zice, ai auzit? Da, am auzit. Și când ajung în Kaufland îi spun, ce ai spus eu? Păi zice, eram sigur. Adică nouă bărbaților ne trebuie liste. Acum, femeile, v-am spus și ați mai auzit, au foarte multe cuvinte de spus și noi bărbații, pentru că avem mai puține, uneori, sincer, acum n-am vrea să spunem că ne plictisiți, dar nu suntem atenți. Și femeia când vine acasă spunea fratele Mitoi un lucru și vreau să-l adoptați toți bărbații de aici. Zice, când vine acasă, ea mai are 15.000 de cuvinte de spus, tu nu mai ai niciunul. Zice, dacă vrei să-i dai un dilit, ia-o pe genunchi, sărut-o și spune că o iubești. Ia toate cuvintele le-a pierdut. Ați înțeles? Deci când soțiile dumneavoastră au să vă spună ceva cu patos, luați-o pe genunchi, spuneți-i ceva la ureche și gata. Și vreau să vă mai spun încă un lucru, apropo de, că nu știu de ce mi-a venit să vă spun lucrul ăsta, că noi nu comunicăm, e drept, că comunicăm puțin. Este foarte greu și mai ales pentru cei care sunt slujitori, pentru cei care sunt păstori, ore întregi, să citești, să stai cu ochii în computer, să te sune nu știu cine. Aoleo, mă sună cineva, zice, nu-mi cumperi o rațetă, mă. Nu vii că îmi plouă până în casă dacă nu mă ajut la acoperiș, nu știu ce, cu tare e bolnav, nu știu cine are leucemie, roagă-te pentru nu știu care. Tot timpul mă sună și-i drept. Nu prea pot să comunic cu soția mea. Și de multe ori e adevărat. Ea are ochii în lacrimi. Că spune bine, dar stai de vorbă cu atâția și cu mine nu. Și acum vreau să vă spun, ca să înțelegeți pe cei care sunt slujitori, să-i înțelegeți așa cum sunt și să-i sprijiniți dumneavoastră. Pentru că
am vrea ca să ne simțim bine împreună și sigur ne simțiți bine. Știți ce se întâmplă, surorilor, dacă dumneavoastră intrați într-un stres de ăsta, dacă deveniți cicălitoare, dacă, nu știu, că femeile e adevărat că vorbesc destul de mult. Și știți de ce vorbesc mult? Că Dumnezeu le va da dumneavoastră mai multe cuvinte nou, ca nouă, știți de ce? Că toată ziua stați cu copiii. Și când vine un copil mic, zice, vine la mine și mă întreabă, zice, tată, ce e ăsta? Ăsta. Și eu îi zic, microfon. El zice, de ce? Du-te repede la mătă. Mă înțelegeți? Că copiii tot timpul și femeile, pentru că dumneavoastră aveți foarte multe cuvinte de spus, trebuie să stai, Dumnezeu vi l-a dat, ca să le spuneți copiilor. Bun, haideți să nu, că m-am deplasat puțin de aici. Vreau să vă spun că trebuie să mai faceți câteva lucruri. Să vă apreciați soțul în public. Amin? Să vă apreciați soțul în public. Sunt sătul de atâtea femei care își dezapreciază soții în public. De atâtea femei care vorbesc. Ăsta mănâncă mult, mă. Deci a mâncat prăjiturile copilului. Azi noapte, zice, citea, era zice, cu lampa, citea, cu lampa, cu veioza citea și fâșia niște argint. Și zice, aia mică, zice, tata, zice, iară un bal la ciocolată. Se duc femeile și de multe ori defăimează și spun, mă, dar ăsta nu e sprăvit, mă, ăsta nu e în stare să pună un bec, mă, am luat eu bor mașina, mă, nu mi-a umblat la mașina de spălat. Zice, ăsta mi-a dat drumul la mașina de spălat cu alea trei șuruburi în spate, zice, și întrepidat în baie, zice, el nu-i născut măcar trei șuruburi. Și în momentul în care dezapreciați și în momentul în care faceți lucruri de astea, să spuneți, să nu respectați, da? Și să, nu neapărat să zic că îl bârfiți. Intrați în clanul ăsta de tot felul de vorbitoare și știți ce faceți? Vă otrăviți singure familia. Dumnezeu să vă ajute să nu îi defăimați și să îi apreciați în public. Și să ne ajute și pe noi să ne apreciem soțiile în public. Știți ce mai faceți? În momentul în care, dacă cineva își defăimează soțul, el nu mai vine acasă cu bucurie. Martin Luther spunea să faceți astfel ca bărbatul să vină cu bucurie acasă și dumneavoastră soțiilor, zice, să vă purtați ca în așa fel ca să nu regrete când vine acasă. De asemenea, să vă consultați cu soția și să vă consultați soțul. Și vreau să vă spun surorilor, că acum despre surori vorbesc, pentru surori, lipsa de respect înseamnă să nu-l apreciezi, înseamnă să nu te consulți cu el. Atâtea femei care pitesc bani, atâtea femei care umblă pe la buzunare, cum a închis bărbatul ochiul, cum a umblat pe la portofel. Își cumpără o oală, tigaie, nu știu de care, oală cu fund dublu, eu nu mă pricep la astea, țeptăr, vindește de dumneavoastră din toflea pe la mine pe în sală, hai bă, care vreți niște covoare, nu știu ce, gata, le cumpără, nu întreabă. Și nu sunt de la, da, nu sunt de la toflea, sunt de la Bărbulești. Și o mulțime de situații în care femeia nu își consultă soțul. Își cumpără anumite lucruri, poate chiar și haine. Știți ce vreau să vă spun surorilor? Întrebați soții dumneavoastră în momentul când vreți să vă achiziționați ceva și eu vă spun că ei o să vă dea acordul. Întrebați și spune, uite, vreau să-mi cumpăr cu tare lucruri și vă spun că ei își vor da acordul. Acum sunt unii, spune că într-o zi în fața unei vitrine cu rochii extraordinar de frumoase, el și ea. Ea întreabă, zice, tati, care este cea mai frumoasă rochie? Și el zice, asta de pe tine. Adică să nu-i mai cumpere alta, dacă nu m-ați înțeles. Să comunicați și afectivitatea aceasta trebuie să fie și dintr-o parte și din alta. Și de asemenea trebuie să vă supuneți soțului, pentru că supunerea este principiul de onoare al familiei. Când o soție este supusă, nu este vorba de subordonare, nu este vorba de lipsă de respect. Și este vorba de ascultare. Știu, trăim într-o perioadă feministă în care femeile conduc avioane, conduc tiruri, în care femeile s-au băgat prin parlament. Din fericire pentru noi, vă spun, încă nu sunt femei păstori, dar unele vor să fie și acolo. Și Dumnezeu, nu știu dacă ați văzut undeva în Biblie că femeile pot să păstorească biserici. Sunt o mulțime de femei care vor să se ridice și nu-i bine, nu spun că n-aș fi de acord ca femeile să se ridice, dar ele trebuie să fie ascultătoare. Și dumneavoastră să vă respectați soțul. Deci lipsa aceasta de respect din partea femeilor poate să ducă la o familie care eșuează și care se otrăvește. Și pentru că foarte multe femei nu-și mai respectă soțul ca în ziua în care au depus jurământ, de aia foarte multe familii au eșuat.
Dumnezeu să vă ajute să vă respectați soțul. Iar de partea cealaltă a bărbaților, apropo, m-am dus la o nuntă și am spus, este biblic, Pavel a zis, femeile să fie supuse bărbaților. A venit un coleg de-al meu, împreună cu soția lui. Și eu așa m-am bucurat când l-am văzut și am zis, în fine, când este o pauză să vorbesc cu el. Pe când a fost pauză, ea, nu știu, s-a uitat la mine, m-a ocolit, n-au vrut să vorbească cu mine și l-am sunat a doua zi și l-am întrebat, ce s-a întâmplat? Păi zice, de-aia vă place vouă Nicu Geante, bă, că vorbește, zice, despre supunerea femeii. Păi zice, așa sunteți voi pastorii, să vorbiți mereu despre supunerea femeii. Păi ce ați vrea să vorbim? Veniți dumneavoastră și predicați femeile despre altceva și să vedeți, credeți că este mai bine? Asta este biblic. Al doilea lucru pe care vi-l spun în dimineața asta este că lipsa de afectivitate față de soție lipsește multora. Afectivitatea înseamnă o iubire cu gingășie. Femeia este creată de Dumnezeu ca să fie afectivă, să fie emoțională, să fie atentă la foarte multe detalii și de aceea, așa cum am auzit și în dimineața asta, noi trebuie să fim foarte atenți. Când spunem, te iubesc, nu ca la armată. Trebuie să spunem, te iubesc pe un ton destul de frumos. De asemenea, trebuie să arătăm soțiilor noastre că le iubim și la bine și la rău. Ceea ce mi se pare mie un defect pe care îl văd la multe lume și la mulți, chiar și în bisericile noastre, este că nu mai știm să ne iubim unii pe alții și când e bine și când e rău. La mine în stat este un bătrân care are peste 80 de ani. În sâmbătă nunții venea de la București cu rochia de mireasă și cu soția lui de mână. În gara Câmpina, dacă a fost neatent, a venit un tren și ei i-a tăiat un picior. Ce credeți, s-a mai căsătorit cu ea? S-a căsătorit cu ea, are 80 și ceva de ani și de peste 60 de ani. El a fost și mamă și tată în casa aia, o scoate în fiecare zi cu căruciorul. Nu merge la biserică, nu este ortodox, dar m-am gândit ce înseamnă la bine și la rău. Și atâtea femei și atâția bărbați care sunt părăsiți atunci când trec prin încercări. Dumnezeu să vă ajute să vă duceți până la capăt, la bine și la rău. De ce dispare afectivitatea aceasta? Și haideți să vedem, învățăm bărbații trei chestii măcar de aici. Afectivitatea dispare pentru că noi avem sentimentul ăsta de superioritate. E drept ce vă spun eu că ne credem superiori, bărbați? Vorba unui prieten de-al meu spune, sunt bărbat și fac ce vreau. Noi bărbații, de multe ori, spunem, când o să mă însor eu o să comand, eu o să fac. În casa asta eu sunt capul, zice, este biblic. Și avem sentimentul ăsta de superioritate și când ai sentimentul de superioritate față de soția ta, vă spun sincer că în momentul ăla lipsește afectivitate. Nu mai este gingășie. Ea nu o să te iubească. Ea o să te vadă la fel ca pe un ofițer, ca pe un colonel, să spună, oh, iar a venit tactul acasă, nu știm unde să ne pitim. Atenție, vine nu știu cine. Și n-am vrea ca soțiile noastre când ajungem acasă să intre, să zic, într-o cămeșe de gheață, cum intra cei care îl vedeau pe Ștefan cel Mare. În momentul în care facem astfel de lucruri și ne credem așa, vorba lui Papa, primus inter pares, adică primul între egali, în momentul ăla, în familie, când există superioritatea, pentru că în familie e egalitate, soția, după aia, nu o să ne mai iubească. Vreau să vă mai spun, iubiților, că familia are nevoie de un singur volan, nu de două. Mă înțelegeți ce vă spun? Vă iubiți soția cu gingășie, ea este supusă. Ați văzut vreo mașină care are două volane? N-ați văzut. Și chiar dacă ar avea, cine să fie primul? Cine se voia la stânga? Care volan? Și noi de multe ori credem că se poate și așa, dar nu se poate cu două volane. Bărbaților, dumneavoastră trebuie să luați decizii astăzi să vă iubiți soțiile cu gingășie. Amin? Știți de ce? Pentru că orice neiubire cu gingășie înseamnă tiranie, înseamnă dictatură, înseamnă armată. Și soțiile, noi nu suntem ofițeri superiori și soțiile să fie cei care de-abia au venit în armată. Suntem împreună și să ducem până la capăt. Și orice greșeală poate să ne coste familia. Ia uitați-vă dumneavoastră în Biblie la Acan. A suportat toată familia datorită greșelii lui. Și sunt multe exemple în Biblie. Și n-am vrea ca să suporte și ceilalți datorită faptului că noi nu știm să ne purtăm. Vreau să vă mai spun că afectivitatea dispare din lipsă de comunicare. Pentru că noi nu prea mai comunicăm. Și am spus câteva lucruri adineauri și nu mai revin. Nu prea mai avem timp unii de alții.
și mai ales bărbații, cu tot felul de ocupați, cu tot felul de joburi. Spune că într-o seară, doi oameni care nu mai comunicau, ei erau soț și soție, dar nu mai aveau nicio comunicare. El s-a culcat și ea. Trebuia dimineața la 5 să plece cu avion. I-a scris un bilet ei și l-a pus pe noptieră. Zice, te rog frumos să mă scoli dimineața la 5. Dacă nu mă scoli, o să pierd avionul. S-a trezit dimineața la 7. Când a făcut ochii, a spus, am să mă duc și să vezi bătaie ce o să-i dau acum, că era prin bucătărie. Cum adică, zice, a încălcat lucrul ăsta. Când s-a uitat lângă noptieră, era un bilet. Este 5 fără 5. Trezește-te. Dacă nu, vei pierde avionul. Dacă vreți să comunicați, dacă vreți să vi se comunice, comunicați și dumneavoastră. E nevoie de comunicare din ambele părți, că asta înseamnă comunicarea între două persoane. Este dialog, da? Trebuie să vorbim pe rând. Fratele Vladimir spunea, când vorbim toți deodată, știți ce? Voila, sapoca. Și Dumnezeu să ne ajute să știm să vorbim pe rând. Și vreau să vă mai spun două lucruri și cu acestea o să mă opresc aici, despre afectivitatea aceasta. Să faceți complimente soțiilor dumneavoastră. Amin? Faceți-le complimente. Citiți acasă Proverbele 31, nu avem timp acum, și vedeți ce spune bărbatul acela despre soția lui. Și spune așa la un moment dat că multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Dacă vreți să aveți acasă un rai, faceți complimente soțiilor dumneavoastră. Și vă mai spun un lucru și cu acesta eu o să mă opresc aici. Îmbrăcați-le cu hainele cele mai bune. Amin? Îmbrăcați-le cu hainele cele mai bune. Pentru că înainte să se căsătorească, ele au fost îmbrăcate cu hainele cele mai bune, că le-au cumpărat tații, le-au cumpărat părinții. Și dumneavoastră, luați-le hainele cele mai bune. Și Dumnezeu să vă ajute să vă purtați așa. Când va fi afectivitate din partea soțului și supunere din partea femeii, veți avea familii binecuvântate. Veți fi o echipă și echipa aceasta trebuie să câștige. Deja dumneavoastră ați câștigat. Știți ce ați câștigat? Medalia, știți cine este? Partenerul. Dumnezeu va da medalia de aici. Și în cer nu puteți decât să zburați împreună. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să duceți familia aceasta până în ceruri. Nu sunteți obligați, trebuie să ajungeți în ceruri. Nu sunteți obligați să duceți, să zic, tot satul în ceruri, dar vă spun, sunteți obligați să vă duceți copiii în ceruri. Amin? Și știți cum se duc copiii în ceruri, când familia e unită. Dumnezeu spune, nu o să luați nimic de pe pământ. Dar zice, ce o să vă luați? Adică, cu ce să ne ducem în cer? Zice, o să veniți cu copiii. Când familiile sunt unite și sunt fericite, și copiii o să vă urmeze. Cu asta chiar că încheie acum. A spus un pastor la o nuntă, a întrebat așa, și eu am întrebat. A spus, cât de aici, din sală, au curaj să ridice mâna sus și să le spună mirilor, am vrea să ne urmați pe noi și să fiți modele 100% ca noi. Vă spun sincer că nu s-au ridicat mâini. Când am fost la o nuntă și am întrebat eu un bătrân, a ridicat el mâna acolo cu soția lui. Nu știu de ce a ridicat mâna, pentru că eu cunosc situația. Și Dumnezeu să vă ajute să fiți modele și să schimbați România aceasta. Să schimbați România, să vă păstrați familiile așa cum spune Biblia. Amin.
acum pe Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt. Vrem, Doamne, acum pe Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt. Vrem, Doamne, acum pe Duhul Sfânt. Să fie peste noi. Vrem, Doamne, acum harul Tău. Vrem, Doamne, acum harul Tău. Harul Tău. Vrem, Doamne, acum harul Tău. Hallelujah.
izvor de apă, așa eu te doresc. Tu ești singura mea dorință să te laud, eu te jec. Puțină răbdare să aveți. Eu, de exemplu, eu dimineață nici n-am luat micul dejun, așa că eu cred că-s mai deplâns ca voi. Aș vrea să vă spun ceva despre copiii noștri. Aș vrea să vă spun ceva despre copiii voștri. O parte dintre noi, și nu mă refer la generația mea, ci cei de dinainte, am făcut copii pentru că am crezut că aceasta este una dintre poruncile lui Dumnezeu pentru noi, ca să facem prunci pentru a ajunge în cer. Citând greșit un verset din Sfânta Scriptură care spune că femeia va fi mântuită prin nașterea de copii, am făcut greșeala stupefiantă să credem că mamele ar putea să fie mântuite altfel decât tații. Sau femeile mântuite altfel decât bărbații.
S-a observat clar în anii care au trecut că biserica de unde provin eu, mă refer la denominațiune, n-a mai reușit să gestioneze problema copiilor, pentru că, din păcate, gândul nostru a fost să aducem doar în lumea aceasta. Ori vreau să pricepeți că, de fapt, responsabilitatea unui părinte începe în primul rând în momentul în care copilul a venit pe lumea aceasta. Nu ți-a încheiat atunci activitatea. L-am adus pe lume de aici încolo să-l crească școala, strada, biserica, în cel mai bun caz, sau Dumnezeu va avea milă. Vă rog să pricepeți că Dumnezeu nu va crește prunce nimănui. Dumnezeu, când vorbim că e Tată, El are 7 miliarde de oameni pe pământul acesta de nemulțumiți în fiecare zi, deci Dumnezeu nu se va apucă să vă crească vouă copiii dumneavoastră. Ei sunt bomba cu ceas a vieții noastre. Un copil îți poate distruge poate cei mai slabi ani ai vieții, în momentul în care, de fapt, nu mai ai resurse nici spirituale, nici fizice, nici psihice. Poți să ai 10 copii și întâi 10 să fie unul care să-ți facă necaz, cât ai lași 9 la un loc. Copiii sunt bomba cu ceasa vieții noastre, pentru că ei ne pot face nouă viața fericită sau nenorocită. Vă garantez că Dumnezeu nu o să vă crească copiii dacă nu o să o faceți voi. În Biblie, în carte pe care o citesc, o scrie Dumnezeu că așa să vă creșteți voi copiii în frica și mustrarea Domnului. Avem căi aici în Sfânta Scriptură, ne spune Dumnezeu ce să facem, dar nu ne va crește El copiii. Când vorbim despre creșterea și despre binecuvântarea pe care ne dorim copiilor noștri, vă rog să priviți filmul ce s-a întâmplat. Și dumneavoastră nu sunteți mai departe cei care sunteți, vă numim țigan sau rom. Deja ați călcat pe urmele noastre, în străchine, aproape vreau să vă zic. Nu vreau să dramatizez situația. Pentecostale au avut prunci mulți. Ca să aibă prunci mulți, au trebuit ca să muncească pentru ei. Au fost cam primii care au plecat în străinătate și și-au lăsat copiii acasă. Normal, sunt 20 de ani de când copiii noștri, cei mai mulți dintre ei, poate sunt crescuți de mătuși, de bunici. De-abia în ultimii ani au reușit familiile să se reunească și să meargă și copiii noștri în diaspora și să fie alături de părinți. Dar de obicei, ani de zile, copiii noștri au crescut fără părinți. Sau fără tată. Și când se crește fără tată, în casă e o problemă. Au venit tații după 10 ani din Italia și din Spania și au dat seama că au niște străini în casă. Șansa ca un copil să se pocăiască dacă are tata pocăit e foarte mare față de șansa pe care are un copil să se pocăiască dacă are doar mama pocăit. Simplu, nu? Înțelegeți ce am zis? În momentul în care tata a fost plecat de acasă, tata a mers să câștige bani. Și când a venit și a dat seama de fapt că a câștigat bani pentru un străin. Dar vă puteți pierde copiii fără să plecați în Italia sau în Spania. Puteți să pierdeți copiii dumneavoastră ținându-i în Toflea și dumneavoastră fiind în Cluj. Sau pot să fie copiii dumneavoastră în Cluj sau în Brașov, dumneavoastră să fiind tot în Brașov și să n-aveți vreme de ei. Pentru că unul dintre lucrurile de care au nevoie copiii noștri, și am să vă spun imediat câteva lucruri simple, este faptul că ei nu așteaptă de la noi ca noi să le dăm lor mașini. Ei nu așteaptă de la noi ca noi să le dăm lor case, apartamente. În primul rând, copiii au nevoie, alte nevoi decât ceea ce credem noi că au. Dragilor, în primul rând spuneam că ei au nevoie de timpul nostru. De timpul nostru. Spuneam că nu sunteți mai departe decât noi. Am fost zilele acestea într-o familie de romi foarte bogați. Și deja e a patra familie în care mă duc și în care una dintre fete, vă rog să notați ce zic, fete, nu merge la biserică și sfidează pe părinți. Și acum vă pun o întrebare simplă. S-ar fi întâmplat un lucru ca acesta, ca o fată de 16 ani de zile, să sfideze părinții și să fie de etnie romă? În urmă cu 10 ani? Nu. Cu tata și cu mama pocăit, cu ceilalți frați pocăiți în casă. Înseamnă că ceva începe să se clatine și la dumneavoastră și vă spun cu dragoste. O să vă spun de ce aveți dumneavoastră probleme exact ca și noi. Pentru că noi deja am pierdut ceea ce spuneam de dimineață. Timpul de calitate pe care trebuie să-l petrecem împreună în casă. Știți cine ne-a luat timpul ăsta?
Am vrut să vi-l arat în dimineața aceasta și vă spun că el este dracul întruchipat. Dar o să vă spun de ce. De ce este dezastru final pentru copiii dumneavoastră telefonul ăsta și nu altul. Și nu altul. Pentru că este un amestec între telefon și tabletă sau calculator. Iar dumneavoastră sunteți mulțumiți că pruncii n-au calculator sau televizor. Când am vorbit despre, în urmă cu 10 ani, 15 ani despre televizor, mi-au spus, frate, ai televizor acasă? Nu am. Și au zis, ești grozav? Nu, o să vină un necaz mult mai mare decât televizor ăsta. Televizorul cât de câtul este cenzurat. Au programe, dacă în juri să piuie, au bip. Aici nimeni nu cenzurează nimic. Voi sunteți mulțumiți că pruncii voștri n-au calculator. Știu că n-au calculator. Cele mai multe prostii aici se văd. Și nu o să-l puteți opri. Știți din ce cauză? Toți au nevoie de telefon, așa le spunem noi. De ce? Le cumpărăm pe clasa întâi telefonul când se duc la școală, ca nu cumva să li se întâmple ceva rău. Dar știți de ce le cumpărăm telefonul când sunt pe clasa întâi? Pentru că noi nu mai suntem acasă. Și e nevoie să spunem unde au pus cheia. Unde am pus cheia. Unde ne pot găsi. Pentru că noi nu mai petrecem timp cu ei. Uitați dezastru. Aici o să găsească tot. Aici o să găsească tot ce nu o să găsească în biserică, în familie. Aceștia sunt profesorii lor aici. Nu mai avem timp de ei. Televizorul și internetul oricum ne-au răpit. Noi ne uităm la filme braziliene, la filme sudamericane. Ei se uită sus în camerele lor, bărbații se uită la jurnale, vor să vadă știrile sau pe YouTube, la câte o predică sau la câte o cântare. Ne-am ras! Suntem terminați. Îmi veți spune că nu sunteți dependenți de el. Dumneavoastră știți ce zicem? Cafeaua? Nu, domnule, noi nu avem treabă cu alcoolul, eu știu. Ia încercați să stați o săptămână fără telefon sau fără internet. Nu vă apucă un fel de disperare, un fel de neliniște. Dacă două minute nu ai telefonul la tine, începi să-l cauți în toate buzunarele să vezi, oare nu l-ai pierdut. Intri în depresie dacă nu cumva ți l-ai uitat acasă. Dacă nu deschizi e-mailul din 5 în 5 minute. Dacă nu verifici dacă ți-a trimis cineva mesaje din 5 în 5 minute. Tu ești dependent. Ești dependent ca de heroină, ca de cocaină, ca de sexualitate, ca de tutun, ca de alcool, ca de ce vrei tu. Tu ești dependent. Încearcă să iei jucăria unui copil, să vezi cum se enervează, să vedeți cum se aruncă de pământ, cum se dă de pământ. Dar deja avem și noi probleme în privința asta. Noi nu mai avem timp pentru copiii noștri. Am vrut să vă spun după masa aceasta că trebuie să facem o revoluție și revoluția înseamnă întoarcerea la modelul de familie care există. Eu am lucrat ani de zile cu frații menoniți. Ați auzit despre ei? Știți ceva așa de pe menoniți? E cu bărbi, așa, un fel de barbă aici, amiși, sunt în America, dar la România erau menoniți. O fost la noi la Beiuș, s-au mutat la Suceava. Puteai vorbi ce vrei cu ei. La ora 1 fix te părăseau în timp ce vorbeai singur. La ora 1 fix tata pleca, dispărea. Știți ce facea? La ora 1 fix se întâlnea cu familia, cu soția și cu copiii acasă. De la 1 la 2, în orașele lor, când veți merge în America, duceți-vă în orașul Berlin, din America, acolo unde sediile lor. Veți vedea un oraș întreg gol la ora 1. La ora 1 se închid magazine, la ora 1 se închid orice. Și poliția are liber, toți, și medicii, toată lumea pleacă acasă de la ora 1 la ora 2. Mănâncă toți cu familia și întreabă pe copii, mă, ce mai faci? Cum îi? Și copiii sunt acasă la ora 1. Păi să duc la școală mai târziu. Dar la ora 1 toată lumea mănâncă cu tata acasă. Știți că acum e masa la noi. Tot timpul desfăcută. Exact ca și patul. Mâncăm în fugă, iubim în fugă, trăim în fugă. Fiecare ia câte o bucată de plăcintă, fuge. Când ne întâlnim ultima dată cu copiii noștri? Să stăm de vorbă. Au nevoie să vorbim cu ei. Nu vi se par ciudat? De ce se spânzură copiii noștri? De ce se spânzură copiii noștri de 8 martie? Numărul, și vă poate spune Nicu, numărul copiilor care s-au sinucis în ultimii ani în România s-a dublat în ultimii 3-4 ani. Știți din ce cauză? Copiii născuți care n-au tată, n-au mamă, care sunt plecați în străinătate la muncă. Și în momentul în care copilul se sinucide, se spânzură, știți ce vrea să spună mamei lui? De ziua ei. Trebuia să fi fost acasă. N-am nevoie de banii voștri. Blestemați fie banii voștri. Aveam nevoie de voi, ca părinți.
Avem nevoie de tată și de mamă. Vreau să înțelegeți că trebuie să le acordați timp copiilor voștri, să stați cu ei. M-a întrebat cineva de ce sunt împotriva grădiniței. Până în pânzele albe. 7 ani, ei despre care românii zic că ce e 7 ani de acasă, să nu-i petreacă pruncul cu mama. Nici cu tata, să-i dăm să-i crească alții. 7 ani în care putem să-l îndreptăm. Pomul, dacă îl crești strâmb, strâmb rămâne, nu mai îndrept niciodată. Îi aducem pe lume și îi dăm creșei, îi dăm grădiniței, îi dăm școlii, îi dăm facultății, îi dăm serviciului și apoi ne dau și ei pe noi la azil. Pentru că noi am adus pe lume, noi am fost eprubete pentru ei, în care au venit pe lume, atât. Între noi și între ei nu mai este decât cel puțin o viziune organică asupra vieții. M-au făcut tata și mama și mă putea face oricine. Trebuie să stați cu pruncii voștri și să petreceți timp de calitate cu ei. Asta e prima lege. Să-l întreb ce mai face seara, să te joci cu ei. V-ați gândit probabil că m-am pregătit să... Ce am făcut eu aseară? Vă interesează ce am făcut eu aseară? Vă spun eu ce am făcut aseară de la 8:30. Poate mă văd copiii mei. Am jucat șeptic cu ei, cu doi. Dar mi-au spus, tati, zice, sper să nu scărțile alea care le aveai înainte de te pocăi, că cu alea tu știi că tu... Da, erau niște cărți speciale, nu, recunosc asta, deci mă mărturisesc. Erau niște cărți speciale, dar nu le-am folosit pe alea. Dacă nu stai cu ei să-i întrebi ce mai fac, dacă nu o să vorbești tu cu ei despre sexualitate, o să vorbească strada, hai mă să-ți arăt pe telefon cum îi mă. Nu o să mai creadă pruncii voștri că i-a adus barza. Credeți asta? Eu până la 12 ani așa am știut că m-a adus barza. Asta mi-a spus bunica mea, asta mi-a spus mama, asta mi-a spus tata, nu mi-a spus nimic, mi-a tras o palmă, el a rezolvat-o cu mine. O zis mie întrebări din astea, nu-mi pui! Până la 12 ani am știut că m-a adus barza. Asta am știut. Copiii voștri nu mai cred asta. Știți de ce? Pentru că au cui pune întrebări. Și asta am spus-o și predicatorilor. Nu mai spuneți orice de la amvon, pentru că vă verifică pe Google. În biserică vă verifică. Orice informație pe care o dați, o verifică în biserică. Nu mai spuneți prostii. Învățați-vă să predicați bine la oameni. Oamenii au nevoie de informații. Oamenii au nevoie de ceva. Dar în primul rând, copiii voștri, că acum divaghez, copiii voștri au nevoie de timpul vostru. Ăsta nu mai are nimeni niciodată. Nu vi se pare ciudat? Facem copii că sunt tineri, după aceea nu avem timp de ei, că trebuie să câștigăm bani pentru ei. Și când sunt copiii noștri mari și străini, atunci avem vreme de ei, când e prea târziu. Faceți-vă copiii de tineri. Nu-i faceți după 45 de ani. De ce? Că atunci le sunteți și tată și bunic. Tata m-a făcut pe mine la 41 de ani. Târziu. Niciodată nu m-am înțeles cu el. Și în ce cauză? Eram diferențe 2 generații aproape. De ce spune că ei copiii sunt frumoși făcuți la tinerețe? Faceți-vă copiii când sunteți și prieteni cu ei, dar stați cu ei în anii aceia. Domnule zice, trebuie să lucrăm amândoi. Trimite și mama de acasă după 2 luni de zile să lucreze și ea. Cine o să aibă grijă de copii? Voi o să o pătimiți mai încetuți decât noi, mai rar, pentru că femeile voastre stau acasă. Dar nu o să fie multă vreme bucuria asta nici pe voi. O să vină vreme în care nu o să mai faceți așa. Trageți cu dinții de asta, trageți frâna de mână, trageți frâna de mână și cât mai mult femeia să stea... Mă întorc tot la frații menoniți, că am eu ceva cu ei. Dumneavoastră știți că la ei lucrează doar fetele. În ziua în care s-o căsătorit, fata nu mai are voie să mai lucreze nicăieri. Acasă, în familie doar. Poate să stea până la 35 de ani. O ține toată lumea în servici. În ziua în care s-o măritat... la acasă. Îmi veți spune că e o viziune foarte masculină asupra vieții. O să vă spun eu care e viziunea. Să vă rămână prunci întregi. Să vă rămână prunci până în cer cu dumneavoastră de mână, că asta este legea. Al doilea lucru care trebuie să-l faceți. Știți de ce au nevoie copiii voștri? De timpul vostru. Unu. Timpul vostru. Bărbat și femeie. Lăsați calculatoarele, lăsați televizoarele. Lăsați programele la biserică, mă. O să vă spun ce sunt cu programele astea biserică. Cu cât e o biserică mai slabă, cu atât are programe mai multe. Vă rog să notați bine ce zic.
lunea, nu știu unde, marța, nu știu ce, miercurea, nu știu ce, joia, toată seara sunteți plecați la biserică. Toată ziua suntem plecați pe șantier și seara avem programe la biserică, în toată seara. Oameni buni, dar încercați să faceți ceva, încercați să vă adunați câteva familii într-un loc, cu prunci, cu tot, că știu că acolo e gălăgie mai mare, dar să o rezistați, trebuie să vă schimbați gândirea. Tata trebuie să fie și mama cu prunci acasă într-un timp. Doi, trec pe asta. Ei au nevoie de încurajările noastre. Dumneavoastră știți că din 10 cuvinte cât se spun într-o casă, din 10 cuvinte numai unul e de încurajare. Știți ce le spunem noi copiilor noștri? Ești prost, nu o să iasă nimic bun din tine, să mergi pe taică-to, ești ca maică-ta, nu ești bun de nimic, o să ajungi toată viața să vinzi ștergătoare de parbriz. Uită-te la tine, uită-te la tine că n-ai decât 12 ani și ești grasă și urâtă și cu coș. Ești miopă. Noi nu încurajăm pe copiii noștri. Pastore, au luat 7 prăpăt. Și ce dacă a luat 7? Tu ce ai făcut? Ce ai luat? 5? Vrei să spun? Dă carnetul de note. Vă rog frumos să vă încurajați copiii. Va putea ieși ceva bun din voi. Lasă că e bine, Dumnezeu ne ajută, mergem înainte. Nu ne lăsăm. Are un handicap, o problemă. Șchiopă-te de un picior, nu e o problemă. Eu pot să-i spun lucrul acesta. Și Moise a fost bâlbâit. Dom'le, copilul meu nu vorbește bine. Și ce ai vrea să vorbească? Ce ai vrea să spună? Dumnezeu s-a folosit de o grămadă de oameni cu handicap în Sfânta Scriptură. Șiruri întregi de oameni pe care Dumnezeu a folosit cu tot felul de probleme. Dumneavoastră știți că poate cei mai mari genii, Einstein, nu care vine, lui Pasteur sau alții, au fost oameni care au avut probleme grave la școală. Domnule, nu-i copilul ăsta, nu-i bun de nimic, atâtea probleme îmi face. Nu uita un lucru, ai un copil care îți face necazuri acum. Sparge geamuri, joacă fotbal, vine acasă tot cu pantalonii rupți. Foarte bine! Prefer să rupă pantalonii jucând mai binge pe Maidan decât să stea toată ziua în casă la calculator cu mintea zdrobită. Prefer să alerge, să se bată cu câinii, să facă o grămadă de lucruri cu alți copii pe stradă, să vină rup și bătut acasă, să știe ce e viața. Dar încurajați-i, vei fi bun, vei merge înainte. Nu ne vom lăsa, Dumnezeu te va binecuvânta. Ai necazuri cu un prung acasă, nu uita că cu ăla o să ai tu noroc. Ăla o să te crească pe tine la bătrânețe și să aibă grijă de nevoile tale. Pentru că s-a dovedit științific asta, științific în ceea ce privește pastorația, că o grămadă de oameni, o grămadă de tineri care au fost foarte răi când au fost tineri, când s-au pocăit, au avut grijă, cea mai mare grijă de părinții lor. Pentru că au știut că au fost oaia neagră a familiei și că au avut necazuri părinții din cauza lor și că au pierdut bani din cauza lor și au pierdut sănătate din cauza lor. Copiii devin cei mai buni copii. E cel mai slab la pocăință. Pentru el să te rogi cel mai mult. E omul care are cele mai mari probleme de relaționare. Lui se acordă cel mai mult lui timp. Noi avem pocăiți un obicei foarte prost. Cum copilul nu ne place? Cum, de exemplu, avem probleme cu el și vedem că nu e suficient de pocăit? Păi ăla lăsăm deoparte, domnule. Dacă pe ăștia iubesc, ăștia sunt botezat. Ce grijă ai tu, uite-te că i-a găsit niște botezați în casă. Nu se-i pocăiți, dar s-o botezat. Nu te-a făcut de rușine. Nu mai gândiți așa. Nu mai gândiți că botezul nu scapă pe iad de nimeni. Pe nimeni nu scapă botezul de iad. Dacă s-o botezat, nu înseamnă neapărat că a fost pocăiți, înseamnă că a fost frică mai tare de palma ta. Vă pun întrebarea, aveți 5 copii acasă, dacă unul dintre ei are accident, ce faceți cu ceilalți 4 și ăsta merge la spital? Îi lăsați pe toți 4, corect? Și fugiți la spital, le puneți un bilet pe aragaz sau pe frigider, mâncare în frigider, vin acasă peste 3 zile. Așa este sau nu este așa? Așa este. De ce? Că e la spital ăla. Când aveți un copil bolnav spiritual, pentru ăla să luptați cel mai mult. Lăsați-i pe toți 99 de oi, lăsați-le la o parte, pentru oaia aia pierdută și amărâtă. Acordați-le nu numai timpul vostru, acordați-le încurajarea și dragostea voastră. Poți face, poți. 3 miliarde de oameni se culcă seara flămânzi după pită. Știți asta? După pâine. Și 7 miliarde se culcă seara aproape flămânzi după o vorbă de încurajare. O vorbă bună. Așa cum spunea Nicu, domnule, spune cuiva un lucru bun să vezi că din toată fluieră. Spune soției tale, mă, nimeni nu-i ca tine ca așa de frumoasă. Și ea să spună ție, nimeni nu-i ca tine așa de deștept. Exact. Nu, Vasile, nu. Deștept. Ajunge atât.
M-au întrebat studenții, profesor, de ce țipă cocorii sus când pleacă? Știți de ce țipă cocorii? Cocorii, dacă ați băgat de seamă, zboară în V. Și întotdeauna cel din capăt care sparge aerul și după care vin ceilalți, se schimbă tot la interval de 10 minute. Și ceilalți care stau în spatele lui îl încurajează. Hai că poți, dă-i! Hai că noi suntem în spatele tău! De-aia țipă cocorii, îl încurajează pe ăla din față, care tot timpul se rotește. Vreau să ne încurajez, dacă păsările fac lucrul acesta, cu atât mai mult trebuie să ne încurajăm noi. Încurajați-vă pruncii, măi, lasă că va fi bine. Mergem înainte, nu e niciun fel de problemă. Ce tragedie, domnule, că nu s-o căsătorit până la nu știu câți ani aveți voi cuantumul pentru căsătorie. Gata! Dacă nu s-o căsătorit până la nici, așa rămânem cu ea pe cap. Vă rog să lempedați mentalitatea aceasta. Există un timp pentru toate, spune. Dragostea așa are vremea ei, nici stârnită, nici de vreme, nici prea târziu. Amin. Există o vreme pentru toate lucrurile acestea. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun. Întotdeauna să îi corectați creativ. Corectare creativă. Dom'le, acum spun niște lucruri care n-ar trebui spuse în România, așa cum zicea Nicu mai înainte. Adică să spui că cine disprețuiește nu iau pentru pruncul lui un nebun. Cum să-i bați? Că dacă îi bați în altă parte, te duci la pușcărie. Tu ca tată vii după 4 ani. Acasă. Unde a fost tata? M-a bătut, zice, și amu vine. L-au lăsat în permis o săptămână. Așa e în alte țări. Așa o să fie și la noi. Nu vă faceți probleme. Să n-apuși tu, să-ți bați pruncul. Vreau să pricepeți un lucru. Există o vreme pentru toate și pentru nuia, amin? Există o vreme pentru ea și un timp, că doar nu o să încerci acum cu zdrahonul care l-ai acasă. Nici vorbă. Dar Dumnezeu i-a făcut așa micuți, frumoși, după aceea le-a făcut aici în spate ceva așa moale, pregătit pentru nuia. Științific n-are altă funcțiune decât pentru nuia. Locul pentru nuia. Ce se numește? Cine disprețuiește nuiaua, e un nebun. Când ne duceți la binecuvântare, păstorii să le dea o Biblie și o nuia. Pentru că trebuie să pricepeți că dragostea fără corectare e greșită. Dom'le, eu îl iubesc și eu vă spun cum am pățit eu. Eu nu mi-am bătut copiii niciodată pentru că pe mine m-a bătut tata zilnic. Cea mai mare tâmpenie care a putut-o să fac un om sub soare am făcut-o eu. Nu mi-am bătut copiii niciodată pentru că pe mine m-a bătut tata zilnic. Greșeală. Eu trebuia să o fac, nu nevastă. O palmă, o nuia, dar întotdeauna pentru lucrurile morale. Niciodată să nu vă bateți copiii că și-au rupt pantalonii. Niciodată să nu vă bateți copiii pentru că și-au spart telefonul sau au spart plasma. Bine au făcut că au avut ce sparge înseamnă. Da? Că dacă n-aveau telefon, n-aveau ce să spargă. Capul. Niciodată să nu-i bateți pentru lucrurile acestea. Totdeauna să-i bateți când mint, când fură, când înșală, când fac ceva. Pentru asta să-i bateți. Dați-le câte o nuia. Adică, ce se întâmplă? La un moment dat zice că a avut un om un catâr și l-a vândut catârul. De-a spus la ăla care l-a cumpărat, băi, să nu-l bați, mă, vorbește blând. S-a dus, nu se scula catârul de jos la ăsta. O săptămână tot l-a chemat și numai n-a vrut catârul să asculte. S-a dus la cel care l-a vândut și a spus, domnule, zice, uite, catârul care l-am cumpărat de la tine, zice, i-am vorbit frumos, mă, frumosule, mă, căluțule, mă, hai, mă, ridică-te. I-am spus, pe toate, mi-a spus să fiu blând cu el, îți blând cu el, zice. Te rog frumos, uite, scoală de jos. A venit ăsta, a luat o bâtă și a tras una la cătăr cât a putut de tare. Și a rămas mut omul ăsta. Dar mi-a spus, zice, că nu trebuie, că se vorbesc blând. Că trebuie să fiu blând. Da, zice, da. A trebuit prima dată să-i trezesc atenția. Păi eu de la mama am învățat o grămadă de lucruri frumoase. Mama mi-a spus, nu știu, este un paradox a mamei, nu? Orice care e mame, zice, când vorbești cu mine să taci din gură. Nu. De la mama am învățat și ce înseamnă relativitatea vieții. Eu te-am făcut, eu te omor. De la mama am învățat și ce înseamnă rugăciunea adevărată. Roagă-te să iasă pata din covor, zice. De la mama am învățat totul despre genetică. Ești ca taică tot. Așa e.
Va trebui ca să învățați să și bateți. Dacă nu vă las Uniunea Europeană, știți cum să faceți cu ei. Se bateți pe întuneric. Ce mă impresionează pe mine în România este... Asta mă impresionează în țara asta, de aia nu vreau să emigrez. Ce mă impresionează pe mine în România e modul în care părinți ascultă de copiii lor. Nici într-o altă țară n-am mai întâlnit așa ceva. Modul în care părinții ascultă de copiii lor. Nimeni nu ascultă ca noi de prunci. Domnule zice, pe el conduce nevastă sa. Nu e adevărat, pe mine nu mă conduce nevastă. Pe mine mă conduc copiii. Ei spun, tată, așa trebuie să facem și face tată. Pentru că noi am bătut când au fost mici, o să avem probleme cu ei când sunt mari. Apoi spune Biblia că trebuie ca să îi educați. Dar vorba lui Juvenal este o lege. Poți să-ți înveți copii din sufragerie ca să prindă pești, să spui, bă, asta e undiță, să ne închipuim că pe mijlocul sufrageriei curge un râu, bagi undița în apă și aștepți cât aștepți. Sau iei copilul, îl iei de mână și îl duci pe malul râului și spui, asta e râmă și acum o învățăm ca să înoate. Bun, băgăm în curlig și o aruncăm în apă. Deci, știți cum e cu educația asta? Uitați-vă la mine. Atât de educați o să fie copiii voștri cât o să fiți voi. Dacă voi nu citiți Biblia, vă garantez că nici pruncii voștri nu o să o citească. Câtă vreme mi-a spus mie o femeie de la noi că i-au oștut până la mine, că Sodoma și Gomorra au fost soț și soție. Wow. Cum să fie Sodoma, soț și Gomorra, soț și soție? M-a zis un alt frate, iar, a zis că nu putea să fie Petru mai bun ca taică-so. De aia nu a ascultat nici taică-so, a zis că și pe taică-so când l-a trimis Domnul la Ninive, s-a dus la Tars. Deci nu putea să fie Petru mai bun ca taică-so. Tot am stat și m-am gândit, care e logica? Păi dacă scrie în Biblie, Simone, Simone, fiul lui Iona, vedeți? Vedeți pe cine a avut Petru ca tată? Păi Iona. Păi dacă noi nu suntem educați ca și... Dacă noi nu suntem educați ca și părinți, ce să știe pruncii noștri? Dacă noi știm rezultatele meciurilor, astăzi o să le știe și pruncii. Dacă noi o să știm Biblia și o să știm să-i ducem în stânga și în dreapta, o să învețe și asta. Și închei în după masa aceasta spunându-vă că pruncii noștri au nevoie de dragostea noastră. Când îi bateți, să-i bateți lăcrimând, amin. Să-i iubiți, să-i pupați, să-i trageți de urechi, să-i bateți cu nuiaua, să-i pupați iar, să le cumpărați iPhone, să le promiteți după aceea că le cumpărați, să-i bateți iar, să-i duceți la școală, să-i duceți la biserică, să-i bateți când veniți de la biserică, că nu vă scuminți, să-i sărutați iar, să le cumpărați blugi, iar să-i bateți, iar să-i sărutați, să faceți tot ce posibil să meargă la facultăți, iar să-i bateți, gata, sunt prea mari, nu mai. Sunt prea mari, ne-am oprit. Să vă rugați pentru ei, să postiți pentru ei, să fiți modele pentru ei, să faceți copii, să faceți mai mulți. Că eu am fost singur și am crescut foarte egoist. Foarte egoist. Când sunt mai mulți, e mai bine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ce vă doresc? Ca următoarea conferință peste 10 ani, deci peste 10 ani, voi să aveți atunci conferințe anuale, dar peste 10 ani, cele mai mari probleme să le fi avut deja acum. Amin. Anul ăsta. A dorit din toată inima să știu că ați crescut și spiritual și numeric. Și nu uitați că Dumnezeu vrea ca să ajungeți cu copiii voștri de mână sus în cer. Știți ce veți lua cu voi? Un singur lucru. Haideți să vă spun ce veți lua cu voi când veți merge în cer. Casa. A. B. Mașină. C. Telefonul. Hai, mai ziceți ceva, mai ziceți voi ceva. Ce de copii? Un singur răspuns corect, care? Ce veți lua cu voi în cer? Atât. Toate vor arde aici pe pământul acesta. Nimic nu o să ducem cu noi în cer. Dar absolut nimic nu o să ducem cu noi în cer. Dumnezeu să vă binecuvinteze și dacă nu ne mai întâlnim aici, să-i întâlnim acolo sus, amin. Navi la va.
Avani randina, avani randina, avani randina, veli sneha. Avani randina, avani randina, veli sneha. Puru, pura kine, purva kine, resa mea, purva kine. Veresa mea, curva chi, veresa mea, curva chi, veresa mea, curva chi, curva chi, veresa mea. Haideți, lăudați cu toții pe Dumnezeul Sfântului Israel. Haideți, lăudați cu toții pe Dumnezeul Sfântului Israel. Ridică-ți mâinile și cânte-i numele, căci Dumnezeu ți-a ridicat. Ridică-ți mâinile și cânte-i numele, căci Dumnezeu ți-a ridicat. Haideți, haideți, să urcăm pe luptele sus universării și când să cântăm, în fața lui să strigăm, în fața lui el, Domnul să zicem, pe dronul său. Haideți, lăudați cu toții pe Dumnezeu, Sfânta lui Israel. Haideți, lăudați cu toții pe Dumnezeu, Sfânta lui Israel. Ridică-ți mâinile și cânte-i numele, căci Dumnezeu te-a ridicat. Ridică-ți mâinile și cânte-i numele, căci Dumnezeu te-a ridicat. Haideți, haideți, să urcăm pe muntele sus, unde-i veselie și când se cânte.